Bună dimineața, bun găsit la știri. Dezastru pe calea ferată, 3 trenuri de călători sunt blocate la ore bune în gările din Orșova și Severin, totul din cauza că un tren de marfă a rupt linia de contact pe 300 de metri. Mai multe informații are colegul meu Marian Ginga. Marian, ce s-a întâmplat? Da, bun găsit. Este vorba practic despre un incident feroviar, dar care afectează foarte mult circulația în zonă, vorbim despre faptul că în momentul de față este o lipsă de tensiune pe linia Orșova-Gura Văii și din această cauză este afectată circulația a 3 trenuri care blochează 3 artere importante. Cele 3 trenuri sunt pe rutele Budapesta-București-Nord, care stă în Orșova de la ora 2, București-Nord-Budapesta, care stă la Severin de la ora 4 și 35 de minute, precum și trenul Mangalia-Timișoara, care staționează tot la Severin. Așadar, în stația Severin, pasagerii au primit deja apă și produse preambalate, cel puțin aceasta este decizia conducerii CFR Călători, care a anunțat că își cere scuze pasagerilor. Important este că rămâne acest incident și din cauza lui este posibil să se înregistreze întârzieri în circulația trenurilor de călători care străbat toată zona respectivă, deci iată trei trenuri care gătuiesc practic tot ce înseamnă transport feroviar în zonă. Refacerea, spun cei de la CFR, este de durată și trebuie aduse locomotive diesel cu care să se tracteze trenurile respective care au rupt liniile, vorbim despre aproximativ 300 de metri de linie, apoi să se tracteze toate cele 4 trenuri blocate și abia apoi să se reintre ușor, ușor, în normal.